Doamnelor, domnilor, bună seara! Urmează știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Sala de sport la școala gimnazială din Lerești. Arta copilăriei la Muzeul de Etnografie și Artă Populară. Weekend plin de fotbal, seria campionatul la Liga a 4-a și Liga a 5-a. Zilele trecute, primarul comunei Lărești a fost în vizită de lucru la Agenția Națională de Investiții Locale. În urma discuțiilor s-a convenit ca să fie finanțate două proiecte. O sală de sport ce va fi realizată pe terenul școlii gimnaziale din localitate și achiziționarea prin fonduri nerambursabile a unui buldo-excavator. Demersurile primarului de a construi o sală de sport lângă stadionul din localitate s-au împodmolit în hârtii și aprobări. Terenul din zona respectivă se află în extravilan și pentru a-l introduce în intravilan durează foarte mult. Prin urmare, edilul localității Lerești a avut o discuție cu reprezentanții Companiei Naționale de Investiții și a hotărât ca sala de sport să fie realizată în curtea școlii gimnaziale din Lerești. Am găsit soluții să vedem dacă ne acceptăm solicitările, o să le trimitem la CNI, ori la școala curtea școlii din Voinești, ori în curtea școlii din Lerești. Dacă ne încadrăm cu această suprafață de teren care o avem pentru... Inițial a fost pentru 105 locuri, dacă din păcate, dacă nu găsim variantă, să mergem pe sală de sport tip școlar, fără locuri. Trimitem solicitările și între timp o să mai merg să mai am discuții, să vedem aplicat pe care ne vom hotărâ. Probabil la în cadrul curții din cadrul școlii Lerești, unde sper să ca să cererea noastră să devină eligibilă și să putem obține finanțare. Prin grupul de acțiune locală Muștel, la care Comuna Lerești este afiliată, s-a obținut finanțare de la Agenția Națională de Investiții pentru achiziționarea unui buldo-excavator atât de necesar lucrărilor din localitate. În urma clarificărilor depuse, solicitarea a fost admisă. Avem de strâns niște documente, niște avize de la Agenția de Mediu, de la Finanțe, de la, mă rog, de unde mai trebuie. Sper că săptămâna viitoare să mergem să semnăm contractul de finanțare. Este vorba de un proiect în valoare de 64.000 de euro, fonduri nerambursabile. Chiar dacă bugetul localității nu a fost aprobat, lucrările în derulare pe raza comunei nu vor suferi întârzieri. Pentru multe dintre ele au fost prevăzuți bani încă de anul trecut, iar pentru cele care vor demara anul acesta se pot realiza deja licitații. Un bărbat de 32 de ani din Argeș a murit astăzi electrocutat pe un stâlp de electricitate. Era în timpul serviciului și încerca să refacă o rețea de medie tensiune. Incidentul a avut loc la o rețea electrică de medie tensiune, aflată de-a lungul drumului care face legătura între Pitești și autostrada A1. Bărbatul de 32 de ani făcea lucrări la respectiva rețea de 20.000 de volți. Se pare că a atins un cablu care era sub tensiune și acesta a făcut flamă. Imediat au fost anunțate autoritățile, iar la fața locului au fost trimiși pompierii. Un echipaj de terapie intensivă mobilă a ajuns la locul incidentului și personalul medical a încercat să îl resusciteze pe bărbatul electrocutat. Pacientul a fost găsit în stop cardiorespirator, a fost imediat intubat și ventilat mecanic. În acest moment se efectuează manevre de resuscitare. Are leziuni foarte importante la nivelul capului, mâinii și piciorului, de aceea prognosticul este rezervat, dar sperăm totuși într-o resuscitare eficientă pentru că este tânăr. După 45 de minute de resuscitare, angajatul a fost declarat decedat. Era angajat al unei firme care are contract cu electrica și cu alte societăți pentru a efectua lucrări la rețelele de electricitate. Așadar, accidentul este încadrat ca fiind unul de muncă. De aceea a și fost deschisă o anchetă de către ITM. Zilele trecute, Clubul Umoriștilor Mușteleni, în urma unei ședințe, și-a ales conducerea. Fostul președinte, Constantin Agricola Miu, s-a retras din funcție, fiind ales pentru a conduce destinele clubului epigramistul Gheorghe Vintilă. Acesta va fi ajutat de un comitet format din scriitori mușteleni. După Cenaclul de Arte Plastice, Ide Negulici, a venit rândul celor de la Clubul Umoriștilor Mușteleni să-și aleagă conducerea.
Președinte a fost ales epigramistul Gheorghe Vintilă, care l-a înlocuit pe Constantin Agricola Miu. A avut loc adunarea generală a membrilor umoriștilor mușceleni, în care am format un nou comitet de conducere, a fost alegeri și amintesc aici acest comitet de conducere, președinte domnul Gheorghe Vintilă, doi vicepreședinți, doamna Maria Chirtoacă și părintele Gheorghe Cristina, secretarul acestui club, acestui cerc, domnul Cornel Stoian și încă un consilier, Constantin Moise. La fel s-a ales și un consiliu de redacție în care redactor șef a fost alesă doamna Maria Chirtoacă, un secretar al redacției, domnul Ion Mârzac, și redactorii domnul Gheorghe Mitroiu, Nelu Constantin și Alexandra Anuța. În cadrul clubului sunt editate începând din acest an două reviste, Acidava și Satira. La conducerea acestor publicații se află doi scriitori mușceleni, Maria Chirtoacă și Ion Mârzac. Revista Satira, care este la al doilea număr, va fi continuată tot în acest context în care se vor pune câteva pagini cu rezultatele de la Festivalul Tudor Mușatescu de în anul 2018. Sunt foarte multe materiale acolo și vrem să le aducem la cunoștință tuturor iubitorilor de umor. Noutatea anului pentru membrii Clubului Umoriștilor Mușceleni este preluarea revistei Satirul, devenită Satira. Revista se adresează nu numai mușcelenilor, ci și creatorilor de umor din țară și străinătate. S-a născut deci revista Satira, numărul 1. Pe coperta 1 am precizat Revista Națională de Umor. Deci, aceasta este o revistă pe care o facem cu colaboratorii externi din toată țara. Și din străinătate. Și din străinătate, dar și cu cei mușceleni. Avem în acest număr și doi mușceleni. E vorba de doamna Chirtoacă și Iulian Citer Marinescu. Și anul acesta, membrii Clubului Umoriștilor vor derula activitățile obișnuite, printre care întâlniri cu cititorii și editare de cărți ale autorilor mușceleni. 5 elevi ai Colegiului Național din Nicu Golescu au fost prezenți în perioada 11-15 februarie în Macedonia, acolo unde au participat la un proiect în cadrul programului Erasmus+. În competiție au fost înscrise 5 state, iar România a fost reprezentată de elevii câmpulungeni, care au prezentat jocuri specifice copilăriei și o serie de personalități ale culturii naționale. Astăzi, în amfiteatrul Colegiului Național din Nicu Golescu, cei 5 elevi care au reprezentat România la The Unifying Power of Arts în cadrul proiectului Erasmus+, au prezentat colegilor modul cum s-a derulat vizita în Macedonia. Atât jocurile copilăriei din România, cât și cele ale țărilor participante au îmbogățit cultura elevilor prezenți. Totodată, aceștia au avut ocazia să cunoască tradițiile și obiceiurile țării gazdă. Pentru mine, personal, vizita în Macedonia a fost ca și cum aș descoperi o altă lume, o lume nouă, necunoscută, pentru că m-am aflat chiar în mijlocul unei familii macedonene. Și da, mi-a fost puțin greu la început, dar pe măsură ce zilele treceau, mă acomodam din ce în ce mai mult și m-am apropiat foarte mult de familia la care am stat. Am învățat obiceiuri, culturi, mâncare, toate chestiile și da, familia m-a considerat ca pe un fiu, mi-a spus că pot să revin oricând pentru că sunt bine primit oricând și că casa lor e și casa mea și până la urmă s-a dovedit a fi o experiență pe care n-o să o uit niciodată. Pentru mine să merg în Macedonia a fost o șansă care mi-a arătat cum trăiesc alți oameni, cum își trăiesc ei viața spre deosebire de noi și este într-un fel, după părerea mea, unicul mod în care vezi cum trăiesc
oamenii din altă țară cu adevărat viața dacă te duci la ei în casă și trăiești așa cum trăiesc ei. Nu dacă ai merge într-o excursie cu familia, cu prietenii. Și recomand oricui poate să încerce acest lucru, pentru că a fost o șansă și o activitate pe care nu cred că o voi uita prea curând. Macedonia a însemnat foarte mult, în sensul că am reușit să-mi schimb viziunea față de țară, țara noastră și față de lume în general. Mi-a plăcut foarte mult că am putut trăi viața lor și am înțeles cum e să fii într-o țară care nu e tocmai atât de dezvoltată, care e în curs de dezvoltare mai mult decât noi. Mi-a schimbat puțin viziunea despre România. În general, oamenii au o viziune proastă, eu nu mai am aceeași viziune, la fel de proastă. Mi-a plăcut enorm să merg, că am fost acolo și aș merge oricând înapoi. Oamenii sunt extraordinari, sunt foarte liniștiți, foarte primitori. În cadrul proiectului Erasmus Plus, alți 5 elevi vor participa în Croația, unde vor prezenta dansurile din România. Iar în luna octombrie, toate celelalte țări participante vor fi prezente în România la Câmpul Lung, gazdă fiind Colegiul Național din Nicu Golescu. Centrul START din Câmpul Lung a susținut un workshop dedicat părinților care au copii cu autism. Dificultățile pe care le au persoanele cu autism la nivelul interacțiunilor sociale cu ceilalți reprezintă problema centrală a acestei tulburări. În România sunt aproximativ 30.000 de persoane care suferă de tulburări din spectrul autismului, iar în lume, 1 din 68 de copii suferă de această tulburare. Unele persoane cu autism pot fi foarte izolate social, altele pot fi pasive în relațiile sociale sau foarte puțin interesate de alții. Unii pot fi foarte activi angajați în relațiile sociale, însă într-un mod ciudat, unidirecțional sau de o manieră intruzivă, fără a ține seama de reacțiile celorlalți. Toate aceste persoane însă au în comun o capacitate redusă de a empatiza, deși sunt capabili de a fi afectuoși, însă în felul lor. Psihologul Sorina Vlășceanu de la Centrul START din Câmpul Lung a susținut un workshop dedicat părinților care au copii cu autism, având mai multe teme de abordare. Printre acestea, rolul părinților în terapia ABA și echipa terapeutică, cum se continuă terapia acasă, recompense și pedepse, dar și integrarea la grădiniță și școală, au fost câteva dintre temele care s-au discutat. De ce este important ca să se înceapă repede, ca să nu lăsăm copilul să piardă timpul, da? Care este cel mai, timpul este cel mai important în a-l ajuta să se recupereze. După cum știți, aici avem și un medic, ca să mai dea câteva detalii, dar după cum știți, cu cât îl lăsăm mai mult sau nu ne ocupăm de el când trebuie, coeficientul lui de dezvoltare scade. Iar recuperarea unui luni, deci o recuperare de o lună nu se face tot într-o lună. Da? Se poate face în 3 luni, 6 luni, 4 luni. Și atunci contează foarte mult coeficientul cu care intră copilul în terapie, deci cât este de mic. Asta înseamnă că evoluția lui sau o lună din dezvoltarea lui normală se poate recupera poate în 3 luni sau 2 luni, sau depinde de fiecare copil. Dar timpul joacă un rol important și de asta nu trebuie să lăsăm copilul, că poate o să vorbească sau nu. În România sunt aproximativ 30.000 de persoane care suferă de tulburări din spectrul autismului. În lume, 1 din 68 de copii suferă de această tulburare. Autismul poate să apară în orice familie, indiferent de rasă, etnie, zonă geografică sau nivel de educație. Autismul nu se poate vindeca, dar diagnosticarea precoce și intervenția timpurie intensivă s-a dovedit că până la 47% dintre copiii cu autism pot trăi o viață independentă. Fără terapie, simptomele autismului și comportamentele disfuncționale se agravează în timp. Timp de 2 luni, secția de etnografie și artă populară din cadrul Muzeului Municipal din Câmpul Lung va găzdui o expoziție realizată de copii, intitulată sugestiv Arta copilăriei de prin lumea adunată. Lucrările expuse au fost premiate în cadrul concursului internațional de pictură ce s-a desfășurat anul trecut în cadrul secției Muzeului din Câmpul Lung și a Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești.
În perioada martie-aprilie, cei care vor trece pragul secției de etnografie și artă populară din cadrul Muzeului Municipal din Câmpulung vor putea admira expoziția denumită Arta copilăriei de prin lume adunate. Este o expoziție inedită realizată în colaborare cu Muzeul Viticulturii și Pomiculturii din Golești, iar lucrările expuse au fost realizate de copii din 23 de state ale lumii și premiate în cadrul concursului internațional de pictură, jocuri și jucării tradiționale din țara mea, desfășurat anul trecut. Pe lângă tablourile expuse, vizitatorii mai pot admira și obiecte confecționate de copii în taberele de meșteșuguri organizate de muzeele din Câmpulung și Pitești. Sunt expuse picturi internaționale din 23 de state ale lumii, pentru că în fiecare an la Muzeul Golești are loc un concurs internațional de pictură. Anul trecut a fost ediția a 8-a și a avut ca temă jocuri și jucării tradiționale din țara mea. De aceea, cele 28 de picturi etalate sunt cu jucării specifice celor 23 de state ale lumii. Avem foarte multe picturi din România, Bulgaria, Indonezia, Ucraina, Sri Lanka și așa mai departe și toate aceste picturi au fost premiate, bineînțeles, cu marele premiu, premiul 1, premiul 2, premiul 3 și mențiuni. Din cele 910 picturi primite la Muzeul Golești, au fost selecționate și premiate numai 89, pentru că ele au fost alese după teme etnografice și considerate cele mai frumoase. Expoziția noastră mai cuprinde și o serie de jucării din lemn, confecționate tot de copii la taberele de creație de la Muzeul Golești, sub îndrumarea meșterilor populari. În fiecare an, circa 500 de picturi realizate de copiii din țările continentului sunt premiate cu diferite premii și sunt expuse în muzeele din România. Peste 1000 de picturi merg în spitalele de copii și în centrele speciale, unde micuții pacienți se pot bucura de frumusețea lor, dar pot și învăța despre tradițiile și obiceiurile din diverse state ale lumii. La finalul acestei săptămâni, fotbalul de la județ își reintră în drepturi. Vineri se va relua campionatul la nivelul juniorilor, iar sâmbătă și duminică la nivelul Ligii a 4-a și respectiv Liga a 5-a. Luni, la sediul Asociației Județene de Fotbal Argeș, a avut loc ședința tehnică cu delegații echipelor de copii și juniori A1, B1, C, D și E pentru programarea jocurilor din returul campionatului. Astfel, campionatul juvenil se va relua vineri 1 martie cu partea a doua lui la nivelul juniorilor E. Sâmbătă vor avea loc jocurile de la nivelul juniorilor A1, C și D. Tot sâmbătă se va relua și campionatul județean la nivelul seniorilor la Liga 4. Gloria Berevoiești, singura echipă din Mușel care activează în campionatul județean de fotbal la nivelul seniorilor, se va deplasa la Băiculești în vederea jocului din cadrul etapei a 16-a, prima din retur, în compania formației din localitate. Partida dintre ASE Băiculești și Gloria Berevoiești se va disputa duminică cu începere de la ora 11. În jocul tur, Alb-Albaștri s-au impus cu scorul de 4-3 prin reușitele lui Bălașa de două ori, Ciocoiu și Turnescu. Victoria Buzoiești va evolua tot în deplasare, dar la Delere Pitești, sâmbătă de la ora 12, pe terenul de la Bascov. În jocul tur, cele două formații au terminat la egalitate, 2-2, pentru formația din Buzoiești marcând Mihalache și Bălan. Echipele de fotbal din campionatul județean Dâmbovița continuă jocurile amicale din această perioadă precompetițională. Două partide disputate în weekend au atras atenția iubitorilor de fotbal. ASE Slobozia, Petrolul Răscăieți și Spicul Jugureni, Voința Vișina, ambele încheiate la același scor, 4-8. Regal fotbalistic în Dâmbovița în partidele amicale disputate în weekend. De departe, cele mai spectaculoase și mai atractive partide au fost cele dintre ASE Slobozia, Petrolul Răscăieți și Spicul Jugureni, Voința Vișina. Primul joc disputat în Argeș pe terenul formației ASE Slobozia, echipă care activează în Liga a 5-a Seria Sud, s-a bucurat de un real interes din partea iubitorilor de fotbal, iar cei prezenți la arena de joc nu au avut ce regreta. Gruparea dâmbovițeană de Liga a 5-a, Petrolul Răscăieți, s-a întrecut în a face spectacol pe terenul de joc, înscriind de numai puțin de 8 ori.
ori, pe când gazdele au punctat doar de 4 ori. S-a terminat 8-4 în favoarea petroliștilor dâmbovițeni, iar formația din Răscăieți așteaptă încrezătoare reluarea campionatului Ligii a 5-a, care va avea loc în data de 17 martie. Cel de-al doilea joc în care spectacolul fotbalistic a fost prezent s-a disputat la Jugureni. Echipa gazdă, Spicul, a primit vizita formației de Liga 4-a, Voința Vișina, într-unul dintre cele mai frumoase jocuri amicale disputate în această iarnă. Gruparea din Vișina s-a impus cu scorul de 8-4 la capătul unui joc perfect etalat de roșalbaștri. Atacantul oaspeților, Covrig, a demonstrat o reală poftă de joc, reușind să puncteze de 4 ori în poarta nefericitului portar din Jugureni. Pe lista marcatorilor și-au mai trecut numele Cergan, Neacșa, Toader și Leca. Mâine în județul Argeș, vremea va fi relativ frumoasă, cu temperaturi de până la 11 grade Celsius cu cer senin. În partea de nord a județului, termometrele vor indica temperaturi ce vor varia între 5 și 10 grade Celsius la Dărmănești. La Mușetești vor fi până la 9 grade, la Domnești 8 grade Celsius, la Corbi 7, la Câmpul Lung doar 5 grade Celsius. În partea de sud vor fi înregistrate până la 10-11 grade Celsius. Și la Pitești vremea va fi frumoasă, cerul mai mult senin și vor fi înregistrate până la 10 grade Celsius. Și în Dâmbovița, vremea va fi relativ frumoasă, cu temperaturi de până la 11 grade. În partea de nord vor fi înregistrate temperaturi ce vor varia între 4 și 7 grade Celsius. În partea de sud vor fi înregistrate, cum spuneam, până la 11 grade la Vișina și la Corbi Mari. La Titu și la Găiești vor fi cel mult 10 grade Celsius, iar la Târgoviște 9 grade. La noapte cerul va fi variabil, iar termometrele vor înregistra temperaturi ce vor coborî până la minus 1 grad. Mâine cerul va fi mai mult senin și vor fi înregistrate până la 5 grade. Joi, de asemenea, cerul va fi mai mult senin și vor fi înregistrate până la 11 grade Celsius. Vineri, vremea va fi frumoasă, cerul mai mult senin și vor fi înregistrate până la 10 grade Celsius. Acestea sunt deocamdată informațiile, ne revedem mâine seară cu alte date. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele subiecte ale zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Peste doar câteva momente ne vom revedea cu părintele Vasile Grigorescu. Urmează emisiunea Credință Creștină. Vizionare plăcută!